ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și pe canalul nostru de YouTube Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent în timp real cu toate noutățile pe care le prezentăm în fiecare zi pentru dumneavoastră și vă mulțumim că sunteți alături de noi zi de zi. Discutăm astăzi despre Comuna Băcia, discutăm despre proiecte câștigate, dar și despre proiectele implementate, pentru că până la urmă banii europeni sau fie că vorbim despre banii guvernamentali sunt extrem de importanți în dezvoltarea oricărei comunități, cu atât mai mult cu cât vorbim de mediul rural. Să nu uităm, sunt mulți cei care locuiesc la oraș și își doresc să se mute la țară, așa cum ne place nouă să spunem, dar au nevoie de toate utilitățile, dacă se poate, pentru a putea să ducă un trai cel puțin la fel precum cel din mediul urban. Dacă reușesc primarii, în special, să aducă comunitatea la un alt nivel de trai, încercăm și noi astăzi să aflăm de la primarul Comunei Băcia, domnul Florin Alba. Bună ziua, bine ați venit pentru prima dată în platoul emisiunii noastre. Bună ziua și bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație. Sunteți deja primar cu experiență, putem spune, veniți, aveți de fapt deja două mandate. A fost greu până acum să intrați în acest rol destul de serios pe care îl aveți? N-a fost nici ușor, a fost destul de greu, însă tot ceea ce e greu e și frumos. Până la urma urmei, acel greu se transformă într-o satisfacție și aici vorbesc de ceea ce s-a făcut și se face și se va face în continuare în Comuna Băcia. Ați pornit pe acest drum destul de hotărât, din câte știu, pentru a face și pentru a dezvolta această comunitate pe care, iată, o reprezentați de câțiva ani. Da, hotărât și în același timp conștient că dezvoltarea comunității nu o putem face decât prin accesări de fonduri, fie ele europene, fie guvernamentale. De aceea și avem un număr foarte mare de proiecte, atât pe bugetul local, cât și pe fonduri guvernamentale sau fonduri europene. Și ați adus în discuție bugetul local, un buget despre care unii spun că sunt poate prea puține fondurile, sunt nemulțumiți, ar vrea mai mult, alții sunt așa confortabili, poate și pentru că nu au atât de multe proiecte și atunci nu au nicio temere că nu vor putea duce la bun final aceste proiecte. În cazul dumneavoastră spuneați că deja aveți destul de multe proiecte pentru dezvoltarea comunității. Banii sunt suficienți? Niciodată banii nu sunt suficienți, însă nu pot să spun nici că sunt nemulțumit. Sunt ancorat în realitate și văd nevoile fiecărui oateu și a fiecărui coleg și e normal ca banii care există să fie repartizați într-un mod oarecum echilibrat pe fiecare oateu. Însă nu sunt omul care să mă plâng, sunt mulțumit de ceea ce s-a repartizat Comunei Băcia, nu e suficient pentru că vă dau un exemplu, noi undeva la peste 5 milioane de lei avem cofinanțări la toate proiectele pe care le avem. Însă le luăm pe rând, le luăm în ordinea priorităților, mai le luăm și în ordinea termenelor, că până la urma urmei există și niște termene pe care trebuie să le respectăm și încercăm să le rezolvăm. Haideți să vedem și care sunt proiectele pe care le aveți, pentru că sunt convinsă că și cei care ne urmăresc sunt curioși să vadă ce ați reușit să faceți până acum pentru Comuna Băcia și ce aveți în plan pentru următoarea perioadă. Păi, vrea să vă spun, de exemplu, pe fonduri europene avem în derulare un număr de 12 proiecte. Cel mai important, toate sunt importante, dar cel mai important este reabilitarea, extinderea și dotarea școlii gimnaziale din Băcia. În momentul, este un proiect pe programul operațional regional. În momentul de față avem implementat în proporție de 55-57% din acest proiect, adică tot ceea ce înseamnă partea de extindere este acoperită, este închisă cu geamuri, cu uși, urmând ca în momentul în care timpul, vremea ne lasă să începem lucrările de finisaj în interiorul clădirii. Este un proiect important și spun eu pentru că sunt undeva la 150 de copii
la școala din Comuna Băcia. Aveți destul de mulți avem, copii. Avem și de la an la an, având în vedere ceea ce oferă școala din Băcia, oferă de pe acum până a ne muta în casă nouă. Și aici mă refer la programul prelungit. Acum am fost incluși de către Ministerul Educației în acel program de masă sănătoasă, practic, îi spune acum, care fiecare copil de la școala gimnazială din Băcia va beneficia de masă caldă. Va fi o școală până la urmă pentru mulți dintre copii, sigur, această sigur masă da. Sănătoasă, sigur. Masă caldă. Sigur. Va fi o școală modernă, cu grupuri sanitare, școala din Băcia neavând grupurile sanitare în interiorul școlii, fiind undeva afară, cu grupuri sanitare, cu sale de mese, cu laboratoare, cu clase, cu absolut toate dotările necesare acestor vremuri pe care le trăim. Noi preconizăm ca până la sfârșitul acestui an să încheiem lucrările. Deci mai aveți undeva la 40%, să spunem, din lucrări. Puțin peste 40. Un alt proiect pe fonduri europene pe care l-am încheiat este canalizarea în satele Totia Mare și Totia Mică, cu reabilitarea stației de epurare din satul Tâmpa. Practic toate satele din Comuna Băcia sunt racordate la o singură stație de epurare care este situată în satul Tâmpa. Au mai fost câțiva capeți de canalizare în Băcia, în Petreni. Este un proiect pe care l-am încheiat. Acum facem demersurile de predare către operatorul APAPROD a rețelelor și a modificărilor aduse la stația de epurare. Tot pe fonduri europene am încheiat și am reabilitat primăria. Pe fonduri europene avem piste de biciclete care vor începe lucrările în această primăvară. Va fi o pistă de biciclete care va face legătura între satul Petreni și satul Băcia. Practic va pleca de pe malul Străiului și va ajunge până la dispensarul medical din Băcia. Cu siguranță sunt mulți locuitori ai comunei care preferă bicicleta, să spunem, pentru a ajunge dintr-o localitate în sigur alta, și atunci ați găsit probabil oportun să accesați și acest proiect. Sigur, sigur. Iarăși legat de fonduri europene, mai avem prin Ministerul Apelor și Pădurilor un proiect pe fonduri europene unde vom construi un centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar. Acest centru practic va conține containere pentru vegetație, pentru deșeuri rezultate din construcții, demolări, pentru... Care în prezent reprezintă o problemă foarte mare, foarte mare. La nivelul întregului județ, pentru că sunt foarte puține astfel de centre unde se poate depozita toate aceste deșeuri provenite din construcții și atunci le regăsim la marginea localității, pe marginea apelor. Da, exact. Da, o problemă foarte, foarte gravă și odată implementat acest proiect, practic oamenii vor putea să depoziteze în mod gratuit aceste deșeuri acolo sau cum da. Este acest nu proiect? Nu se percepe niciun cost, doar costurile de deplasare a fiecarei persoane cu remorca, cu, nu știu, cu ce le aduce, iar de depozitare, pentru depozitare nu va fi niciun fel de cost. Pentru hârtie, pentru cartoane, pentru cauciucuri, pentru baterii, pentru tot ceea ce înseamnă deșeuri. Și toate vor fi selectate pe aceste containere. Unde vor fi amplasate? În mai multe localități? Nu, sau în centrul de comună? E în centrul de comună, va fi în satul Băcia, într-o singură locație. În prezent aveți probleme din acest punct de vedere cu deșeurile, cu colectarea, pentru că și aici sunt foarte multe discuții și în județ, dar și la nivel național, bineînțeles. Să știți că din punct de vedere a colectării, și aici mă refer la sacul galben și sacul albastru, oamenii din comună sunt foarte receptivi și chiar sunt mulțumit de felul în care reciclează aceste deșeuri. Singura problemă care e depozitarea pe malul Străiului. Acolo ne confruntăm cu foarte multe probleme, motiv pentru care tot prin fonduri europene am accesat
pentru montarea de sisteme de supraveghere cu alimentare prin panou fotovoltaic și avem în jur de 14-15 astfel de camere pe care le vom monta pe malul Străiului, pe cursul... În punctele cheie, pe care deja cred că le cunoașteți eu foarte bine, că, acele zone unde se depozitează. Dă un randament foarte bun. Adică eu am încercat această chestiune în urmă cu un an și jumătate. Am montat-o în zona unde era cea mai folosită, să spun așa, pentru depozitare. Vreau să vă spun că acum e foarte curățat. O curățenie absolut nici măcar o roabă sau, nu știu, o plăsuță aruncată. Însă acele grămezi s-au mutat mai în jos sau mai în sus pe cursul apei. Dar cu siguranță le vom rezolva și acestea prin aceste camere pe care le vom monta. Cât de important este să și funcționeze astfel de camere, pentru că și la Deva există foarte multe camere de supraveghere video amplasate în diferite locații din oraș, însă au fost tăiați copaci în centrul Devei. Nu a surprins nicio cameră aceste imagini. Se întâmplă tot felul de lucruri mai puțin legale, să spunem, iar camerele nu și-au dovedit eficiența atât de mult, dar iată că avem și exemplu la Băcia că se poate să fie și amplasate și să și funcționeze aceste camere. Sigur. Acest an veți monta și celelalte camere de care spuneați? Sigur că da. Acum este în licitație acest, tot prin Programul Național de Redresare și Reziliență, este în licitație acest program care cuprinde sistem de supraveghere. Avem trei totemuri pe care le vom monta în trei sate din comună de informare a oamenilor. Sunt tot ce înseamnă dotările IT, mă refer la în cadrul primăriei, tot în acest program intră calculatoare, imprimante, tot ce înseamnă dotări IT vor fi renoite și pregătite să le folosim, că până la urmă asta e cel mai important. Exact, să le dăm utilitate. În ceea ce privește apa, canalizarea, îmi spuneați că sunt câteva localități unde se va finaliza acest proiect. Sunt finalizate, iată. Odată cu finalizarea acestuia, în toată comuna veți avea această rețea de canalizare, de apă, sau încă mai sunt unde trebuie să accesați poate alte fonduri? Mai sau sunt patru case unde urmează să introducem apa și canalul. Posibile altele, pentru că zona Băciei s-a dezvoltat și se dezvoltă foarte mult, se construiește foarte mult și mai sunt câteva străduțe care urmează a se contura practic, deci au început construcțiile, dar acele străduțe le vom dota cu aceste utilități în momentul în care vedem că acea străduță va prinde contur din punct de vedere al construcțiilor oamenilor. S-au racordat toți oamenii la apă, canalizare, că după implementarea proiectului urmează ca oamenii să suporte acea racordare. Mai puțin cei din Totia Mare și Totia Mică, care, repetând, că nu e predată către operator. Dar, deci abia după ce se face această predare se va putea racorda. Tot ceea ce înseamnă sistemul de... Practic noi din Totia și din Totia Mare și din Totia Mică toată canalizarea o pompăm, să spun așa, în satul Petre, neavând altă posibilitate de a construi o fosă sau, mă rog, nu o fosă, o stație de epurare. În momentul de față, toate instalațiile sunt probate, sunt funcționale, repet, doar predarea către operator. Asta e o chestiune de săptămâni, luni? Cam luni, pentru că e nevoie de reactualizarea inventarului domeniului public, de comunicări către București. Eu cred că până în toamna acestui an să reușim să o predăm operatorului și să... Oamenii o pot folosi în prezent sau abia după predarea? După predare. Nu mai e mult de așteptat. Important este că s-a făcut. Ce a fost greu s-a făcut, ea e funcțională și așteptăm doar această predare. Sunt multe probleme, sunt convinsă, în toate comunitățile din
întreaga țară. Care a fost poate cea mai mare provocare pe care ați avut-o în ceea ce privește proiectele și în ceea ce privește până la urmă dorințele oamenilor? Că așteptările sunt mari din partea cetățenilor întotdeauna. Provocări sunt. E clar că oamenii își doresc. E clar că același lucru mi-l doresc și eu, că dacă nu mi l-aș fi dorit, nu aș fi fost. Am spus și repet, doar așa de dragul de a mi se spune primar, n-am stat și nu voi sta niciodată. Mă încântă foarte mult ceea ce las în urma mea. Toate lucrurile sunt importante, toate dau o provocare. Dar, așa cum am spus și la începutul emisiunii, finalul e cel mai frumos. Sunt situații în care am implementat un proiect pe PNDL 2 cu trotuare și rigole, urmând ca acum în primăvară să începem și cealaltă parte a trotuarelor și a rigolelor și inclusiv drumul județean să fie asfaltat, căminele de canalizare înlocuite. Sigur că la fiecare lucrare de genul ăsta sunt și unele disconforturi, pentru că nu poți, vedem și acasă că zugrăvim o cameră și 2-3 zile e un disconfort. Dar oamenii înțeleg, oamenii din potrivă, vreau să vă spun că pe cealaltă parte a drumului județean mă întreabă zilnic aproape când începem și noi vrem să avem aceleași condiții ca cei de pe partea cealaltă. Oamenii sunt înțelegători și așa cum spuneam la final, ne bucurăm cu toții de ceea ce realizăm împreună. Am văzut că puneți mult accent și pe activitatea fizică a celor din comună și ați amenajat destul de multe spații pentru sport, pentru mișcare, nu doar a celor tineri, că mă gândesc că toată lumea are acces la aceste terenuri. Da, am amenajat o bază sportivă, să-i spun așa, prin Consiliul Județean, care s-a finalizat în urmă cu 3 ani de zile, un teren sintetic. Acum, recent, am finalizat construcția unei săli de sport prin Compania Națională de Investiții, sală de sport de care beneficiază atât elevii școlii gimnaziale, cât și copiii, cine dorește din comună, pentru diverse activități sportive. Iarăși tot pentru legat de învățământ, tot prin fonduri europene, sala de sport fiind o construcție tip, la fel fiind toate la nivel național, educație fizică școlară, așa e denumirea ei, nu sunt prinse dotările. Practic, toate aceste dotări le-am prins tot prin Programul Național de Redresare și Reziliență, componenta C15, cu dotări, saltele, mingi, porți, tot felul de trambuline, de tot ceea ce ni s-a solicitat. Bineînțeles, toate aceste solicitări le-am făcut împreună cu cadrele didactice. Până la urmă, cum e și firesc că ei știu cel mai bine exact, de ce au nevoie. Până la urmă, profesorul de sport știe de ce are nevoie acolo și ce este necesar. La fel cum și compartimentarea și dotarea școlii și a grădiniței a fost făcută împreună cu cadrele didactice. Până la urmă, ei folosesc și ei știu cel să... mai bine. Sigur, și cum este și firesc până la urmă să aveți o discuție cu cei implicați în mod direct, fie că vorbim de profesori aici sau despre alți cetățeni care își doresc anumite proiecte, cred că e bine să vă deschideți foarte bine urechile și sufletul până la urmă în fața cetățenilor. Până la urmă, cred că în orice colaborarea și... Asta atunci când lași orgoliile deoparte. Că mai avem și astfel de exemple în care orgoliile politice sau personale sunt mai puternice decât faptele în sine. Eu cred că dacă nu, spre deloc, nu cred că sunt oameni care să le știe chiar pe toate. Cel puțin eu nu mă consider un om care să le știe pe toate, de aceea cred că cea mai importantă chestiune este de consultare, de sfătuire, și împreună să ajungem la un numitor comun și la o chestiune care să fie benefică pentru comunitate. Repet, nu sunt omul care să spun că le știu pe toate. Ba dimpotrivă, mă bucur când văd că vine o idee, o inițiativă. Vin inițiative din partea colegilor dumneavoastră, poate, sau din partea cetățenilor? Sunt și din partea colegilor și din partea cetățenilor, sunt. Le și puneți în practică? Da. Sigur. Nu există doar alu alba idei. Aia încerc să vă spun.
sunt mai mulți oameni care au idei și care trebuie văzute, analizate și trase concluzii. Și finalul să fie cel mai bun, la urmă. Da, cum spuneați puțin mai devreme, să rămână ceva în urma ta, că asta e important. La fel important. Și cu ceea ce se implementează. Da, eu sunt primarul Comunei Băcea, dar în spatele meu există o echipă. Eu nu pot să spun că eu, primarul Comunei Băcea, am făcut eu. Da, am coordonat activitatea, ne-am zbătut, am făcut, dar am făcut împreună cu acea echipă. Și cu siguranță ați zbătut la multe uși pentru a putea să ajungeți să implementați aceste proiecte. Am făcut tot ceea ce mi-a stat în putință ca aceste proiecte să fie aprobate în prima fază și apoi implementate. Ce nu ați reușit să faceți până acum și v-ați dori foarte mult să reușiți să faceți pentru cetățenii acestei comune? Mi-aș dori foarte mult. Acum suntem într-o situație în care facem demersurile. Este o zonă în satul Tâmpa cu 4 blocuri. A câte 12, 48 de apartamente. Aceste blocuri au fost locuințe de serviciu a CFR-ului. Din 48 de apartamente, cred că 39 sunt vândute. Acești oameni au avut probleme cu aceste blocuri, nefiind intabulate, fiind o problemă mare. Am atât a blocurilor, cât și a cantoanelor. Ale cui pavilioanele. Parte și din pavilioane sunt vândute către proprietari și parte din ele sunt nevândute încă. Marea majoritate a celor nevândute sunt într-o stare foarte rea, deplorabilă. Am reușit să intabulăm acestea, adică practic să omul să aibă un extras CF. Nici măcar vânzarea acelui apartament, chiar dacă omul l-a cumpărat, nu putea fi făcută fără acel extras CF. Am reușit să le intabulăm. Acum suntem în discuții destul de avansate, adică spun avansate, suntem la stadiul de semnare la notar, de predare a acelei zone către Consiliul Local. Zona, pentru a o reabilita, tot ceea ce înseamnă zona blocurilor din Tâmpa. Eu îmi doresc foarte mult să schimb fața acelei locații, acelei... Da, e destul de gri așa în da. Prezent, parcă ne întoarcem puțin în urmă cu 30 de ani când vedem acele blocuri. Așa, eu în mare parte mi-am și gândit sistemul de dezvoltare și ca sursă de finanțare. Așteptăm cu toți acum să se demareze partea asta de tranziție justă în care județul Hunedoara este prins. Repet, suntem în poziția în care vom prelua acum acea zonă, după care împreună cu oamenii să găsim o variantă de reabilitare a blocurilor și a zonei de pe lângă aceste blocuri. Da, pentru că sunt taxe de finanțare și pentru reabilitarea termică a blocurilor și atunci ați putea să accesați mult mai ușor astfel de proiecte și să-i ajutați astfel și pe oameni până la urmă să intre cumva într-o normalitate. Ajutorul oamenilor și până la urma urmei e vorba și de schimbarea feței acelei zone. Cu siguranță mai sunt și alte lucruri, că știți cum e, la țară este o vorbă la sat, întotdeauna este de lucru. Doar lucru dacă nu se încheie sigur, niciodată. Doar dacă nu vrei să faci, nu găsești motiv că nu ar fi nimic de făcut. Sunteți printre puținele comune care are și un bloc ANL aici, chiar în Băcea, nu? Nu știu acum, dar la momentul finalizării eram singura comună din județul Hunedoara care avea bloc ANL. Da, e un bloc cu două scări care l-am repartizat, l-am finalizat cred că în 2019 și atunci l-am și repartizat familiilor. Înțeleg că lista a fost destul de generoasă a doritorilor. Mai acolo, în acea zonă, mai dorim să mai construim încă cel puțin două astfel de blocuri. Sunt atât de multe cereri? Sunt. Adică la momentul în care am repartizat acel bloc, dacă mai era încă unul cu două scări așa cum e cel construit, îl repartizam și acel bloc. Ați făcut demersuri în acest sens pentru a începe în viitorul apropiat? Sigur, avem depuse toate documentațiile. Da. Avem promisiuni că în viitorul apropiat ni se va
aloca acea sumă necesară pentru a continua practic acel mini cartier de blocuri ANL. E o chestiune bună, am văzut și blocurile sunt destul de spațioase, adică sunt apartamente cu două camere undeva la 57 de metri pătrați. Deci sunt condiții normale de a trăi în acele. Au toate utilitățile, sigur, mă gândesc că nu este suferă din termic, acest punct de termic vedere. Propriu pentru apă caldă, încălzire, gaz separat pentru... Toate utilitățile sunt la acel bloc. Deci nu știm deocamdată, dar sunt convinsă că pe parcursul acestui an ne veți ține la curent când vor începe lucrările, dar cel mai important când veți primi ok-ul și finanțarea. Exact, aici este cea mai importantă chestie. Așa mă gândesc că sunt multe proiecte pe care le depuneți, mă rog, pe care le scrieți, le depuneți, dar că nu toate reușesc să fie și finanțate. Să știți că din câte proiecte am depus, cred că doar unul. Nu mi s-a aprobat, dar și acela era vorba de un părculeț și acela l-am făcut din bugetul local. Deci nu pot să spun că există un studiu de fezabilitate făcut care să nu aibă... Vă dau un exemplu, am făcut 3 studii de fezabilitate pe Angel Salini pe drumuri. S-a aprobat doar unul. Celălalt l-am depus acum și suntem cu un punctaj foarte bun. Suntem eligibili pe AFIR. Deci și celelalte SF-uri care au fost făcute și n-au fost finanțate prin Angel Salini, s-au găsit finanțare pe, în cazul ăsta, fonduri europene, pe Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale. Deci nu am făcut documentații doar de dragul de a spune, dar am făcut și le ținem. Documentații care costă, care să nu uităm, costă, sigur. Toate aceste studii de fezabilitate scot, sigur, din bugetul primăriei o sumă, sigur, destul de consistentă. Așa e, așa e. Deci, în totalitate, repet, acel părculeț nu mi-a fost finanțat, nu s-a încadrat în ghidul care era la acea vreme, dar l-am făcut din bugetul local. Cum reușiți aceste lucruri în condițiile în care sunt foarte mulți primari și de comune și de oraș care se plâng așa cumva că da, sunt bani europeni, sunt fonduri guvernamentale, doar că nu reușim, nu avem oameni suficienți care să lucreze pe acele proiecte sau multe și multe alte motive pentru care nu reușesc să ajungă în acest punct de a implementa proiecte, mă rog, de a le câștiga în primă fază și de a obține finanțarea pentru ele. Cum reușiți să ajungeți în acest punct în care, iată, să veniți în fața noastră și să ne spuneți că și dacă vi s-a refuzat, să spunem, un proiect din vari motive, ați reușit să-l faceți pe alte surse de finanțare? Prin muncă. În spatele meu, așa cum am spus, este o echipă bine închegată, care știe ce are de făcut. Mă gândesc că n-aveți 10 de angajați, că asta... 17 angajați avem. Deci 17 angajați. Dar nu știu dacă întotdeauna e important numărul pe cât ceea ce fac. Putem fi 30 și să ne plângem că nu avem, că nu putem. Nu, suntem 17 angajați, 17 cu mine, cu viceprimar, cu tot. Suntem 17 angajați, fiecare știe ce are de făcut, iar din punct de vedere a bugetului, așa cum am spus, tot timpul sunt probleme cu banii. Tot timpul în cursul anului, începând cu luna iulie, așteptăm, și nu numai eu, cred că și ceilalți primari, așteptăm rectificări bugetare în care să mai primim o gură de oxigen, să tot timpul rămân facturi neachitate de pe un an pe altul. Dar până la urma urmei, important e că găsim soluții să le ducem. Dacă ar exista finanțări, cofinanțări, aici mă refer la banii din bugetul local, lucrurile ar merge mult mai legat, mult mai rapid. Dar, așa cum vă spuneam, sunt proiecte care nu neapărat că le amânăm. În primul rând, a fost această perioadă cu PNRR-ul. Foarte multe, foarte multe proiecte s-au semnat într-un timp foarte scurt. La primăria Băcia... A fost o bătălie a acestor proiecte, pentru depunerea acestor proiecte, pentru că e firesc cumva fiecare să își dorească mai mult. E normal, pentru că din bugetul local nu poți să te dezvolți. Așa cum vă spuneam, s-au semnat foarte multe. Noi avem în jur de
8 sau 9 proiecte pe PNRR. În cadrul primăriei Băcia este un singur angajat la achiziții. Indiferent cât de mult și-ar dori el să poate să facă și să... Nu poate, e un singur om. Aceste proiecte sunt, v-am dat exemplu, sunt 8 sau 9 la număr doar pe PNRR, care și aceste proiecte sunt cu termene, unele dintre ele chiar depășite. Nu avem posibilitatea de suplimentare cu încă o persoană pentru a ajuta-o pe colega de la achiziții. Însă, în același timp, e oarecum și un mic ajutor pentru noi. În momentul în care am fi scos 7, 8, 10 proiecte, lucrări la licitație, ne-am fi trezit cu contracte semnate, cu lucrări implementate și cu imposibilitatea de a achita acele cofinanțări. Deci, până la urma urmei... Sunteți cumva, să înțeleg, cumpătat atunci când vine vorba și despre aceste proiecte, adică vă întindeți așa cât vă e plapuma, să spunem. Cumpătat și realist la ceea ce pot face și ceea ce putem duce din punct de vedere financiar. Dar știți că sunt foarte mulți primari care vin de fiecare dată cu tot felul de promisiuni, unele dintre ele probabil că nici ei nu le cred. Sunteți genul acela de primar care vine să promită cetățenilor lucruri irealizabile, poate? Sigur, pentru moment. E normal să faci promisiuni, dar la fel de normal e să faci și promisiuni pe care să le poți, pe care să le poți face. N-am fost și nu sunt și nu voi fi niciodată omul care să vin să pronunț, să promit, să spun ceva doar de dragul de a suna bine atunci, în acel moment, și peste o perioadă de timp să mă întâlnesc fie cu dumneavoastră, fie cu oamenii din comună sau indiferent de ce persoane și să-mi fie rușine să privesc acel om, că am promis ceva și n-am putut să realizez. Acum, cu siguranță 100% e greu să realizez 100%, dar eu zic că în proporție de 80%, vă dau un exemplu. La finalul mandatului, primului mandat, am luat acel fluturaș și la fel ca și acum, la sfârșitul celui de-al doilea mandat, lucrurile pe care le-am trecut în acel fluturaș au fost depășite de faptele, de chestiile reale și făcute în primul și al doilea mandat. Prefer să nu mă hazardez în foarte multe, iar la final lumea cu siguranță vede și apreciază. E de apreciat dacă ziceți că într-adevăr acele promisiuni pe care le-ați făcut în campaniile electorale trecute au fost realizate, ba chiar mai mult și peste. Peste ce ați promis atunci. Nu doar că o spun eu, o spun documentele, ceea ce e cel mai important. La partea de infrastructură rutieră mai aveți de lucru, pentru că și pentru oameni contează foarte mult confortul din acest punct de vedere, să nu fie nevoit să circule zi de zi pe drumuri care nu sunt poate chiar atât de bine amenajate, gropi și așa mai departe. Sunteți mulțumit din acest punct de vedere sau mai aveți de lucru și aici la unele străzi, unele drumuri din comună? Așa cum vă spuneam, va intra în reabilitare un tronson de vreo 4 km și jumătate a unui drum județean. Drum județean pe care noi l-am luat în administrare la momentul depunerii pe PNDL 2 a proiectului de reabilitare a trotuarelor. Acel tronson de drum va fi reabilitat în totalitate, bordurat, frezat, asfaltat și înlocuirea tuturor căminelor de canalizare. Așa cum vă spuneam de acele studii de fezabilitate pe care le-am făcut și care parte din ele n-au fost aprobate în Anghel Salini, au fost aprobate pe Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale, pe AFIR, pe fonduri europene. Și aici mă refer la un drum care face legătura, în momentul de față e un drum de pământ, să-i spun așa, face legătura între satul Petreni și satul Totia, un drum de acces din drumul DN66, drumul Hațegului, în satul Tâmpa, pentru că și aici a trebuit să obținem un punctaj. Punctajul bun pe care l-am obținut s-a datorat faptului că avem intersecție cu drum național, avem intersecție cu drum județean. Iarăși un punctaj bun am obținut pentru faptul că peste 80% din aceste drumuri care vor fi asfaltate sunt drumuri de pământ și piatră. Deci și aceste drumuri vor fi asfaltate.
În rest, eu cred că în mare parte drumurile sunt în regulă. Foarte mulți își doresc ca primarul să creeze locuri de muncă. Își doresc ca primarii să aducă în comunitatea pe care o reprezintă operatori economici care să contribuie cumva la ridicarea nivelului de trai. Ați reușit să faceți acest lucru? Sigur. În momentul de față, în cadrul... Fără să ne dați nume de firme, bineînțeles. Da, în cadrul centrului logistic de la Băcia și-a început activitatea prin luna septembrie, sfârșit de august, o firmă care produce cablaje pentru concernul Volkswagen, însemnând Volkswagen, Seat, Audi, tot ceea ce înseamnă concernul Volkswagen. În momentul de față sunt angajați aproape 500 de oameni, undeva la 450-470, și sunt în plin proces de recrutare, de angajare. Această fabrică merge până la undeva la 800-900 de angajați. Tot în cadrul acelui centru logistic își desfășoară încă o firmă activitatea unde sunt în jur de 100 de angajați. Deci în momentul de față în acel centru sunt aproape 600, peste 500 de angajați. Nu sunt toți în comună. Nu. Astăzi de dimineață discutam la acest centru. Sunt deja discuții de a aduce oameni chiar și din Petroșani. În momentul de față vin oameni din Deva, Hunedoara, Orăștie, Călan, Hunedoara, am spus, da, Simeria și bineînțeles din comună. Să înțeleg că nu aveți probleme din punctul acesta de vedere cu lipsa locurilor de muncă în nu. Comună, unde mai punem că și bugetul local se mai rotunjește. Sigur, datorită acestor companii care, iată, aleg să își dezvolte activitatea aici. Foarte important. Iarăși, din punct de vedere a demersurilor primăriei Băcia pentru a beneficia de un venit mai bun, avem în implementare, am concesionat o suprafață de 63 de hectare pentru construirea unui parc fotovoltaic, construirea unui parc de 49 de megawatts, care în momentul de față este la stadiu de aprobare a PUZ-ului, e depus la Consiliul Județean. Noi sperăm ca în această primăvară să înceapă această construcție. Vreau să vă spun că în momentul de față acest investitor este, cum se spune, cel mai mare aducător de venit pentru Comuna Băcia, acest parc fotovoltaic. Deci încercăm să acoperim oarecum aceste sume din toate proiectele din partea aceea de cofinanțare. Da, 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 da. Acum trebuie să spun și adevărul, foarte mult ne avantajează, trebuie spus faptul că ne avantajează foarte mult poziționarea, adică suntem la niciun kilometru de descărcarea de pe autostradă, suntem în centrul județului, e atât nod feroviar cât și nod rutier cu Hațe, Gorăștie, deci și poziționarea ne avantajează foarte mult. Dar mai contează și ce le puneți la dispoziție acestor investitori care vin aici, că așa și la Deva au fost mulți care și-au dorit să își deschidă aici un punct de lucru, doar că au ales fie Reșița, fie Alba și așa mai departe și au chiar și Orăștie și nu au ales Deva. Tocmai de aceea am și spus, contează foarte mult și cu ce veniți dumneavoastră în fața acestor investitori care își vă aleg, practic. Am fost și suntem deschiși pentru orice colaborare având în vedere poziționarea noastră, din punct de vedere a investiției. Profitați de acest lucru, dar cum e firesc. Normal, până la urmă e normal, pentru că, așa cum spuneați și dumneavoastră, e important ca și oamenii să aibă un loc de muncă și cu cât locul de muncă e mai aproape, cu atât lucrurile sunt mai bune, să spun așa. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni și trebuie să discutăm puțin și despre politică, pentru că administrația și politica merg cumva mână în mână. În acest an știm cu toții alegeri peste alegeri, campanii peste campanii, probabil că mare parte din timp va fi ocupată pentru parte dintre politicieni cu aceste lucruri. Bineînțeles, și proiectele trebuie să meargă mai departe, pentru sunt că nu bat pasul pe loc. Veți mai candida, domnule Alba, pentru da. Că un mandat?
Da, da, da. Îmi doresc să mai candidez pentru a implementa și a duce mai departe și proiectele care nu sunt încă începute, demarate și aprobate. Deci da, voi candida. Aveți emoții? Nu. De ce sunteți atât de sigur? Nu sunt sigur, dar e normal să existe emoții. Până la urmă, e un examen pe care noi primarii la 4 ani de zile îl dăm. Însă, cea mai mare campanie electorală sunt acești ani, până la a începe campania. Pentru mine e cel mai important lucru ceea ce am făcut. Degeaba mă duc în ultima lună sau în ultimele două luni să le spun oamenilor, să le promit oamenilor, când eu 3 ani și jumătate nu am făcut nimic. Deci cea mai bună campanie pentru mine a fost și va rămâne acea perioadă până a începe. Perioada dintre alegeri, practic, dintre alegeri. Nu? Acolo este examenul adevărat. Da, e normal să fiu, repet, e un examen pentru care sunt anumite emoții. Dar la cum au mers lucrurile și cum discut cu oamenii și cum văd aprecierea oamenilor, dar finalul va da ziua alegerilor. Ați început, nu știu, poate vă cunoașteți viitorii contracandidați, au început luptele, așa, înțepăturile cu care suntem obișnuiți în această perioadă. Nu am auzit nici măcar la nivel de zvon legat de contracandidați, iar legat de lupte, nu sunt omul care să intru în... Lupte politice, bineînțeles. Bine, nu... Da, clar. Nu sunt omul care să intru în răutăți, în discuții contradictorii, jigniri. Nu, îmi văd de treaba mea, merg pe drumul meu, oamenii apreciază ceea ce fac și nu știu dacă o campanie electorală... În România ne-am obișnuit cu campanii electorale destul de dure. Eu nu mă găsesc, mă regăsesc într-o astfel de campanie. Multe derapaje, din păcate, și din punct de vedere comportamental și din multe alte puncte de vedere. Așa este și vedem că sunt locuri unde merg mult, mult prea departe aceste jigniri și chestii. Să ajung și până la nivel de familii, care sunt dureroase până la urma urmei, nu... caracterizează și judecă omul după ceea ce a făcut și pentru ceea ce a fost pus să facă. Deci așa venim în campanie. Haideți să vă spun, eu de când am ajuns primar, în fiecare an trimit consilierii locali să pună din poartă în poartă raportul meu de activitate. Le-am spus, nu vreau să mergem cu pliante doar în campania electorală. Acești consilieri merg inclusiv dacă e vorba de, nu știu, de un program de colectare a deșeurilor. Merg și îl pun din poartă în poartă. Sigur, avem și pagina de Facebook, dar sunt persoane care nu au acces. Nu au acces la... Informația trebuie să ajungă cumva și la ei. Noi mergem în permanență la oameni cu diferite probleme, cu diferite solicitări, cu diferite consultări. Sunt situații în care ne apucăm de un proiect pe un trosor, tot timpul merg și întreb și mă consult cu oamenii. Deci, asta vreau să vă spun. Acum, cu siguranță, în următoarele 2-3 luni, toată lumea va vrea binele comunei. Toată lumea va căuta oamenii din comună. Dar până acum nu i-a văzut nimeni. Deci vom avea o campanie liniștită, să din înțeleg punctul meu de vedere, la Bocia, da. În acest din an. Punctul meu de... Lumea realizează aceste aspecte în care ne trezim 2, 3, 5 sau câți vom candida sau un candidat care vrem atât de mult binele comunei, dar brusc după alegeri uităm de ea total. Atât de comună cât și de oameni. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Vă mai așteptăm la noi să veniți în fața cetățenilor, pentru că, așa cum o spun de fiecare dată, ei sunt cei care trebuie și ar trebui să conteze pentru dumneavoastră și pentru toți cei care aveți un cuvânt de spus. Un aspect foarte important, că ați adus în discuție cetățenii. Pe scurt, așa. Pe care o am și o să-l am tot timpul. Sunt conștient că sunt în această postură de primar datorită oamenilor. Asta e cea mai importantă chestiune din punctul meu de vedere.
Mulțumesc! Vă mulțumim și noi că ați fost alături de noi astăzi. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost din nou alături de noi și vă mulțumim pentru acest lucru. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!